Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pe piața imobiliară am observat prețurile caselor au început să crească din nou, sau cresc din nou foarte repede, ceea ce evident atrage și o mulțime de escroci care încearcă să păcălească oamenii și să vândă tot soiul de porcării pe post de locuințe, că na, unde sunt bani mulți, apar și speculatorii. Și v-aș întreba, prieteni, să facem o încercare. Ați luat cumva vreo țeapă de la un dezvoltator imobiliar? Sau știți vreun caz? Spuneți-ne la 0372069599. Astea sunt țepe îngrozitoare pentru că implică mulți bani, investiții mari, economii, multe credite și te afectează ani și ani la rând. E nenorocire. Adică una e când iei o țeapă când îți cumperi o mașină proastă sau, cine știe, un televizor defect, sau alta când iei o țeapă imobiliară. Astea sunt chestii care pot nenoroci o familie. Și am pornit de la un caz care mi se pare uluitor din Cluj-Napoca. Asta m-a determinat să vă adresez întrebarea de azi. Un dezvoltator din Cluj-Napoca a transformat o parcare subterană cu 56 de locuri, o parcare subterană de la un bloc nou, în locuințe de lux, în apartamente. Deci parcarea subterană, construită ca parcare subterană, a compartimentat-o și a vândut-o pe post de apartamente. Ăștia la Cluj mereu au fost, uite, măcar la capitolul ăsta creativ. Le-am luat fața, nu invers. Vezi că în București s-au făcut de-astea și cu uscătorii, știi? Da. Stai să dau asta. Deci, despre țepe imobiliare vorbim. Blocurile au fost finalizate în 2016, au regim de înălțime subsol, parter și 4 etaje, cu 103 unități locative, adică 103 apartamente. La subsol ar fi trebuit să fie 56 de parcări, deci locuri de parcare. Dar acestea au fost transformate în apartamente. Au geamuri normale, coșuri de evacuare pentru centrala termică și terasă. Cu toate că sunt camuflate cu un șir de toia, totuși se văd. A scris un clujean pe grupul de Facebook Clujul Civic. Deci, omul a fost intrigat de numărul mare de mașini parcate în jurul blocurilor respective. Că acum, când construiești, trebuie să oferi și locuri de parcare. Da, teorie legea. La subteran, da. Deși, evident, mașinile trebuia să fie parcate la subsol. Doar că la subsol erau sufrageriile oamenilor. Bă, deci ce tupeu trebuie să ai, mă, pe bune, ca dezvoltator imobiliar? Păi, ai făcut totuși un bloc, 4 etaje, mansardă, se câștigă bani din asta. Poate nu se mai câștigă ca în 2007-2008. Bă, dar se câștigă. Și să transformi parcările în apartamente? A făcut niște ferestruici așa la nivelul solului? Există și piață pentru demisol. Asta. Pare rău, dar cei care cumpără încurajează astfel de lucruri. Nu este adevărat cei care cumpără. Cei care cumpără sunt disperați. Vor și ei un loc în care să stea. Și vin și zic, am un apartament frumos. Are grădină, zice. Ia uite, la fereastră ai grădină direct și se vede. Știi, am o rugăminte. Da. Dar de ce sunt oamenii disperați? Pentru că stau claie peste grămadă. În așa multe așa. Locuri poți din țara asta. Și trebuie să stai neapărat acolo unde... Nu, și cumpără un... În neregulă? Poți să cumperi în altă parte. Nu, asta nu e o scuză. Domne, săracii oameni au vrut să cumperi și unde mi-s. Nu este adevărat. Nu mai da vina pe victime. Oamenii cumpără unde își permit. Asta îi face reducere. Astea au prețuri bune. Oamenii nu au bani să dea, mă duc să mă mut unde vreau eu, ci mă mut unde pot eu în țara asta. Păi, după principiul ăsta, atunci e ok că se cumpără și telefoane furate din târg, că oamenii nu-și permit, ci vor și eu un telefon ca lumea. N-am zis că este ok să cumpere. Sau mașini, sau... Nu, stai, Luca, n-am zis că este ok să cumpere. Am spus că oamenii n-au cumpărat asta pentru că nu au bani. De-aia cumpără și telefoanele alea ieftine, a, curate. Sigur că da. Păi da, e un cer vicios, ca așa, în felul ăsta... Păi da, dar îl urmărești pe ăla care îți vinde telefonul furat, este un escroc. Ăla care îți vinde un apartament... Tot un escroc. Da, este da. Un escroc. Asta e, nu poți să dai vina pe victime. Da, dar sunt de vină și oamenii că încurajează escrocherii de-astea, acum... pentru că acceptă tot felul de compromisuri de genul ăsta. Și ăștia care cumpără în complexuri de-astea... Și în București s-au făcut foarte multe blocuri, mai ales astea mici. Câți copii ai, matale, Luca? De 3-4 etaje, unde câți copii ai, matale? Câți copii aveți, matale? Doi, dacă e interesant... toți cu copiii, da, cu soția și cu părinții în două camere. Așa. Și avea și tu 30.000 de euro dintr-un credit să cumperi undeva. Ok. Te-ai duce și ți-ar vinde asta. Ia uite ce frumos. Dar ai sunt și variante pe piață, nu trebuie să ții într-un bloc nou, ții într-un bloc vechi. Nu mai sunt atât de multe variante, n-auzi că totul este foarte scump.
Interesant și cum au trecut în acte blocurile respective, pentru că teoretic dacă blocul a fost construit cu garaj acolo, da, nu prea poți să-l mai treci. Deci oamenii ăia practic au cumpărat niște garaje, nu apartamente. Ca să dau și deznodământul, a fost un proces, da, știu, avem telefoane, imediat. Deci dacă aveți, dacă ați fost victima vreunei țepe imobiliare sau știți pe cineva care a fost sepuit de un escroc de ăsta imobiliar, dați-ne un semn acum la 0372069599 și eu vă spun cum s-a terminat treaba de la Cluj. A fost un proces, tribunalul a dat dreptate primăriei, proprietarul trebuie acum să refacă pe cheltuiala lui locurile respective, să le facă locuri de parcare, numai că le-a vândut. De mult urmează alte procese cu oamenii care trebuie evacuați de acolo, să le dea banii înapoi. Deci treaba este blocată pentru ani și ani de zile. Mihai e cu noi, bună dimineața. Bună, Mihai, salut. Bună dimineața. Salut, Mihai. Din păcate am pățit-o și eu, tot de la Cluj vă sun. Da. Am cumpărat un apartament prin prima casă în 2014, referitor la comentariul lui Luca de mai devreme. Da. Încă de ce le cumpără oamenii. Ei, am primit, am găsit un apartament foarte frumos, pe două nivele, într-un bloc, și am zis hai să-l cumpărăm. Toate actele în regulă, am făcut credit la bancă, l-am cumpărat tot în regulă pentru câteva ani de zile, până când am aflat de la un domn polițai care se plimba prin bloc să îmi împartă citații pentru a lua mărturii de la locatarii din bloc. Încă am aflat la acel moment constructorul falsificase autorizația de construcție. Ea inițial primise pentru blocul respectiv o autorizație pe garaj, parter plus 4 etaje. Și câte, și mai, și câte mai făcuse în plus? Încă 12. Garajele de la parter... Stai. Deci primise pe plus 4... Și are, a făcut pe plus 12? Locul este așa, nu. E demisol, parter, 4, plus 2 mansarde. Plus încă 2 mansarde. Mulțumim frumos. Îmi pare rău. Presupun că ești într-o situație cumplită. Acum îți ținem pumnii să rezolvi. Hai să mai luăm ceva telefoane, că sunt multe. Ciobo, bună dimineața. Bună dimineața, Ciobo. Bună dimineața. Salut. De la Cluj vă sun. Chiar weekendul acesta am fost un pic plecat din Cluj și am primit un telefon de la o prietenă. Da. Dat avans 5.000 de euro, reținut casă, făcut credit ca să plătească, după care am fost sunat de dezvoltator că mâine ar fi bine să vină cu banii cash dacă nu reziliază contractul. Deci vă dați seama, ei au lăsat niște clauze contractuale care au fost foarte în favoarea lor. A, și dacă nu se ducea cu banii cash, păstra avansul cash sau ceva, nu? Nu, până la urmă a avut un pic de bun simț dezvoltatorul și restituie avansul, dar din moment ce nu mi se pare normal, din moment ce dai cuvântul, semnezi, omul și ia contract, tu să îi dai așa cu flitul, deoarece piața în Cluj, știți cum este, crește, este tot în dezvoltare și probabil din cauza că s-a modificat prețul pieței, am înțeles. A venit omul cu cash. Mulțumesc frumos, da. Știu și eu pe cineva care a pățit o chestie identică în București. Ciobo, mulțumim frumos. Cât mai avem un minut pentru un telefon? Da, câteva secunde doar. Daniel, bună dimineața. Salut, Daniel. Salut. Bună dimineața. Pe scurt. Din păcate, eu nu am n-am trăit ceva de genul acesta. Eu sunt avocat. Am lucrat atât pentru dezvoltatori cât și pentru bănci. Cred că la momentul acesta am vreo peste 10.000 de apartamente vândute. Știți câți oameni au întrebat vreodată sau s-au consultat cu un avocat când au cumpărat sau au achiziționat un credit la o bancă? Mulțumesc frumos și pentru această intervenție. Sunt multe telefoane și situația știm că este extinsă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.